Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Totodată copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2014 pot fi înscriși în învățământul primar în clasa pregătitoare. Asta dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională în perioada 18 februarie 13 martie, în intervalul orar 10-18. Părinții copiilor care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice vor depune la Inspectoratul Școlar Județean sau la unul dintre centrele de evaluare o cerere tip prin care solicită evaluarea. În afară de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, centre de evaluare funcționează și în următoarele unități școlare. Școala Gimnazială Grigore Moisil din Satul Mare, grădinița cu program prelungit numărul 9 din Satul Mare, Școala Gimnazială Lucian Blaga din Satul Mare, grădinița cu program prelungit numărul 3, care școala gimnazială numărul 3 Negreștoaș, școala gimnazială Tășnat și liceul tehnologic Ardud. Pentru înscrierea în clasa pregătitoare, părinții trebuie să completeze o cerere tip, să depună o copie Xerox după actul de identitate și după certificatul de naștere al copilului. La nivelul județului Satu Mare, în proiectul planului de școlarizare, sunt alocate un număr de 184 de clase pregătitoare pentru cei peste 3500 de copii recenzați de unitățile școlare.